Mai nou firul, nou firul e când pică la mașină, bă. Bă, și-a sunat-o pe aia pe Skype, că noi... Sper că nu mi-au bani sau ceva, că gen... Nu vreau scandal. Bine, oare găsit, boys, la un nou videoclip pe cel mai șmecher, interesant și frumos server de 5M, al cărui nume este Fair Play România. În cazul care vreți și voi să vă conectați pe el, aveți toate datele. Ia uite, poliția cum se duce. Cred că se duc la ceva patrulă sau nu știu ce fac băieții. În fine, dacă vreți și voi să vă conectați pe el, aveți toate datele lui în descrierea alături de Discord, unde v-aș sugera să intrați, pentru că urmează un update foarte, foarte șmecher, foarte curând. În seara asta am băgat și un live, am făcut un karmic cu băieții, țineam să vă zic asta pentru a apăsa clopoțelul, să fiți notificați când fac live, pentru că mai băgăm un ticket pe Discord, mai o cerere în ban, mai vedeți și voi cum arată viața unui fondator, hopa, ne-a început și melodia, și mai multe chestii de genul acesta. Bun, ce voiam să vă anunț pe repede înainte, pentru că vreau să vă las cu videoclipul total amuzant, vreau să vă zic că astăzi va fi, mă rog, pentru mâine dimineață va fi scos eventul de Paște, pentru că chiar m-am plimbat cu GLC-ul unui băiat ce l-a luat de la eventul de Paște, a fost un event pe cinste, a fost un event la care voi v-ați distrat, la care mulți și-au cumpărat Platinum Account, Gold Account și și-au strâns rezerve chiar și pentru viitor, ok, pentru a-și le cumpăra mai multe luni de acum încolo. Sincer, nu știu ce fac băieții ăștia. A, cred că fac ceva escortă sau nu pot să-mi dau seama sincer ce fac, dar în fine. Bun, și ce mai să vă anunț în afara faptului că eventul va fi scos, vreau să vă zic că o să urmeze un mega update, dragilor. Bă, un update cum nu prevede legea în România, cum serverele de 5M nu au mai văzut efectiv. Vă garantează fratele vostru, o să fie ceva nebunesc efectiv. Așa, dar intrați pe Discord pentru că o să anunțăm acolo întreaga nebunie. Nu o să mai dau niciun leak, o să vă anunț direct și o să facem, o să investesc de fapt eu într-un TikTok advertising. Ok, mă rog, ați înțeles, reclame ale TikTok-ului și acolo o să vedeți mai multe chestii probabil înainte update-ului și o să fac și un videoclip pe YouTube pentru că o să pregătim ceva super bombă alături de un event cu mafini oficiale, multe VIP-uri, multe coins-uri, startup-uri pentru jucătorii noi la noi pe server. Așadar, eu zic că este momentul să vă apucați sincer de Fair Play pentru că o să urmeze niște chestii efectiv demențiale. Bun, nu vreau să mai zic prea multe chestii, oricum o să mai vedeți mici chestii pe snippet cum am mai pus cu cele două eriguri și nici acum nu mi-ați dat răspunsul ce este cu ele și de ce sunt două, dar în fine. Hai, vă pup și vă las în continuare cu videoclipul. Bună, dragule! Salut, frate! Bun, bă, pentru deci... a continua acest tichet trebuie să răspunzi corect la această întrebare. Ce este Nofiru? Nofir, ce reprezintă Nofir pe 5M? Abia m-am apucat de 5M. Știi că nu te ajut, nu? Nofiru? Da. De ce am zis fără macina? Hai mă! Coi! Bă, tu ai de 10 în Dumnezeu, mă, și nu știi ce reprezintă Nofiru? Bă, ai seama că știu pe de rost ăla. Bă, nu știe engleză ăsta. A, ăsta-i fondatorul, mă. A, ăsta-i fond... Deci fondatorul ăla ce are... Ce... Ce e în magazin o poză cu tine pe Undigo? Sunt eu de clasa 8-a. Nu, că am crezut că e Abi. Care Adi? Abi. Bă, cu ei, voi nu știți... E când sari cu mașina. A, e când sari cu mașina, nu? Ăla e pe gen, pula mea. Bă, cu ei, nou firul, nou firul e când pică la mașină. Îți dispare mașina, bă. Îți dispare mașina? Da, nu iau, o scot din garaj, o sunea. Ia mai scos. Eu fac din asta pregătire la engleză. Așa. Bă, și-am sunat-o pe aia pe Skype, că noi Skype folosim. Salut. Și i-am zis ce înseamnă nou fir și a zis că fără frică. Salut. Gen, nu rolezi fricile, că și-a joacă 5M. Cât este maximul de care poți să dai seama, schem, cu care poți să dai schem, adică maximul de bani? Păi nu, că cred că ai voie să dai schem, nu? Ba da, dar până la o anumită sumă, care e suma aia? Acum, ce nou fir? Ia taci mă lecă. Bă, du-te bă de aici, mă. Ia că plec eu de aici și mai încearcă o dată. A, da, cu aia dar e loc, îi dădeam eu de V. Am crezut că ai ieșit. Te pup, Vasi, te pup. Ești un dulce. Bă, ca să înțelegeți, Vasi, oricum o să-i lăsăm canalul lui în descriere în cazul care vreți și voi să-i dați subscribe, pentru că băiatul ține la noi pe server. Oricum mai mereu îi pun băieții live-urile. Cred, nu știu dacă știe de treaba asta. Nu am urmărit sincer canalul de livestream-uri. Însă, Vasi, dacă tu uiți la acest videoclip, te pup. Nu știi, nu? Hai, te-am pupat. Mai faci încă un tichet. Îți dau variante. Fii atent. Pentru a continua acest tichet, trebuie să răspunzi corect la următoarea întrebare. 25.000, B, 10.000, C, 5.000. Bă, dar auzi, voiam să te întreb o chestie, știi tu vorba aia? Care? Vorba aia.
Sper că nu-mi iau bani sau ceva, că gen... Nu vreau scandal. Vreau doar să-mi te întreb ceva. Mă uiți? Bă, dar vorba aia o știi, mă? Vorba aia. Nu. 5.000. Bravo, mă, mâncați ești gurata, așa, acum continuă, bravo. Vreau să aplic ăsta. Mă iei? Du-te, bă, de aici. Haide, bă. Până nu vezi regulamentul ăla să nebunești, să înțepenești, nu. Eu îl învăț, mă, îl învăț pe de roșie aici, îl știu ca pe tatăl nostru. Hai, zi, lasă vrăjeala, zi. Vorba aia, gen. Păi, care e faza? Cum mă prind? Odată, să nu scoți în viteza de la Discord, că plâng și nu mă mai joc pe server. Da, și eu vreau să fac asta. Aha. Vezi că mă pierzi, sunt de la început. Deci de la început, de la început. Eu te cred, dar pare rău, 6 la oră în mașină de o pula mea. Nu, 600, dar copii de mă, 600. Am prins eu 588 cu aia din auri, după ce am închis live-ul. Du-te, bă, de drumul de aici. Du-te, bă, dar ești și-l prins. Bă, ești nebun la cap, mă, enervezi acum că arunc biroul ăsta în aer. Aruncă-l ai tot. Hai, mă, bă, nu sunt... Așa, următoarea întrebare. Bă, în fine, am așa o întrebare. Spune. Când se încheie eventul ăsta de party cu mașina aia? A, când se dă mașina? Da. O să vă dau eu anunț pe Discord, cel mai probabil la... Deci acum ți-ai irosit-o, pentru a te ajuta la a doua întrebare. Trebuie să răspunzi corect. La următoarea întrebare. Vali! Bună ziua, dragii mei. Cu ce mă pot ajuta în această seară de duminică? Pentru a vă ajuta și pentru a continua acest tichet, trebuie să răspundeți corect la următoarea întrebare. Spuneți-mi, vă rog frumos, aveți voie să băgați oameni morți în tomberoane? Hai, mă, poate. Bă, dar dacă știi vorba aia, ți-o dau ție acum. Nu, no, știu. Ziu. Vorba aia. Bravo, Coaie! Bun, vezi că bun, nu știu, frate, o să dăm zilele astea, o să vedem. O să mă interesez mai bine și vedem ce rezolvăm și ce fel. Ok? Bă, vezi, gen, eu știi că este unul Kelvin. Mm-hmm. E gen amicul meu. Ăla a făcut efectiv 150 de saci. Job de fermier cancer. Pentru a te ajuta la următoarea chestie, trebuie să răspunzi corect la următoarea întrebare. Nu. Ești sigur? Stai, oameni mulți în tomberoane. Da, ești sigur? Nu. Bă, ai voie. Nu, ai voie, da, ai voie. Că logic, dacă... Logic, după mine, etichet, am voie să vorbesc cu oce, nu? Da. Bă, în viața aia... A, gata, ai bani pentru ocenice. 2 săptămâni, te rog. Așa, bun, ok. Așa. La prima ai răspuns greșit. Acum începem cu a doua. Deci n-ai voie. Zi și mie, no vegetation este un din ăsta un mod interzis? Dacă folosești bani împachetați, se mai consideră schimb chiar dacă nu mai sunt bani împachetați? Nu. Ok. Mă, ești sigur? Gen, practic e schimb, dar sancționabil nu. Dar mai sunt bani împachetați pe server? Nu, să mai sunt. Ok. Hai să-mi fac fula în gura ta. Futu-te în gură. Așa zi, a doua întrebare. Să zic, uite, vreau să fac un schimb cu un băiat, să... Nu schimb, să cumpăr o mașină de la el, un Subaru, da? Îi dau și... Că să-i dau 770.000, o cheie și un cuțit. Eu dacă dau 770.000, pot să nu mai dau cheia și cuțitul. E schimb? Eu uzi-l dracu cu ei, de ce se interesează el, fută-te în gură, e schimb, da. Logic. Prostă dracu, o troc... Cui, ce jucături chitroși! Ce reprezintă Car-Ramul? Ce? Car-Ramul ce reprezintă? Car-M sau Car-Ram? Car-Ram. Car-Ram? Da. Ce întrebare asta? Nu știu în cuvântul italiană. Nu știu italiană. Mafia propune să fii de spume, n-am timp de glume, stai jos, ești mic.